Am revenit la emisiunea Sănătatea Noastră. Continuăm discuția noastră din această seară despre noutăți în gastroenterologie și vă reamintesc că invitata mea din această seară este doamna profesor universitar dr. Simona Bățagă, șefa clinicii de gastroenterologie numărul 1 din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Doamna profesor, în ceea ce privește anatomia patologică a cancerului colorectal, există niște clasificări pe care trebuie să luați în considerare în momentul în care instituiți tratamentul sau faceți schema de tratament sau faceți chiar strategia terapeutică pe termen lung? Există anumite forme de cancer colorectal, dar tratamentul oncologic, dacă vă referiți la acesta, aparține doar oncologilor. Deci numai ei fac curele de tratament. În ultimul timp se merge foarte mult dacă, de exemplu, cancerul rectal este jos, se începe cu radioterapie, se operează și doar după aceea se face chimioterapia. Dacă este vorba, de exemplu, despre un cancer de colon incipient, pentru că am ajuns să descoperim fazele incipiente sau un polip malignizat, atunci, de obicei, nici nu mai este nevoie de chimioterapie sau radioterapie sau alte proceduri. La noi în țară, oncologii stabilesc după aceea tratamentul. La un moment dat am început și noi gastroenterologii să ne luptăm, să încercăm să monitorizăm pacientul, dar deocamdată este doar apanajul oncologiei. În alte țări, cum este Franța, de exemplu, gastroenterologul Absolut. Urmărește pacientul tot timpul. Pe termen lung. Ce înseamnă, de fapt, depistarea cancerului colorectal în faza incipientă, din punct de vedere anatomopatologic? Practic, acolo, în momentul în care s-a depistat printr-un screening sau la o examinare, așa cum spuneați, la cerere, când vine pacientul fără să aibă simptome, se poate depista tumora fără să afecteze organele învecinate? Deci se limitează doar la mucoasă sau cum s-au depistat aceste forme de cancer? Se poate depista și în fază incipientă, când apare doar, prinde doar mucoasa, eventual submucoasa. Este la modă să se facă momentan și rezecție submucozală, în care să se scoată submucoasa până la țesutul sănătos. Da. Asta tot endoscopia face. Rezecție mucozală este de fapt și polipectomia. Rezecție submucozală deja este un pic mai greu, cu un cuțitaș se disecă în jur. Este mai migăloasă treaba. În Japonia se face foarte frecvent. În momentul în care găsim astfel de cancere, iarăși, dacă se extrag, pacientul se urmărește și nu mai trebuie operat. Nici vorba de chimioterapie și de alte tratamente. Însă, dacă se descoperă, iarăși pacientul și are cancer de colon, să zicem, cu ceva adenopatie în jur, dar fără să aibă metastaze hepatice pulmonare, deci dacă se descopere cât de cât la timp, dar chiar și formațiuni destul de mari, dacă este operat și urmează chimioterapia și tratamentul oncologic, am pacienți la care de obicei așa le zic, o să și uitați că ați avut cancer. Chiar acum am un pacient internat care a fost operat de cancer de colon acum vreo 10 ani și avea problema că i s-a tăiat pensia de boală, pentru că se consideră că nu mai are nicio boală. Dar starea generală este bună. Starea generală este foarte bună. Asta este foarte bună. Este unul din cancerele care merg bine. Față de cancerul gastric, de exemplu, la care prognosticul este mult mai rezervat. Mult mai rezervat, da. În cât timp evoluează acest tip de cancer? Asta depinde, deci de la faza de polip până la cancer, noi zicem că în 10 ani. Deci în 10 ani de asta este timp suficient pentru a suficient efectua. Și screeningul se poate examen. Face odată la 10 ani colonoscopia. Deci dacă odată nu găsim nimic, rechemăm la peste 10 ani pacientul. Tabloul clinic cum arată în cazul cancerului colorectal? În faza incipientă, respectiv în faza avansată? În faza incipientă nu prea sunt simptome. Leziunea este foarte mică. Să vă întreb prima dată în faza de polipoză, când se depistează doar polipii. Doar polipii. Când avem polipii, depinde de mărime. În general, polipii iarăși sunt asimptomatici. Când încep să crească, atunci avem sângerări. Dar avem sângerări doar dacă polipul sau cancerul este pe colonul descendent. Atunci sângerează și pacientul vede în scaun sânge. Cu cât este mai jos polipul sau cancerul, cu atât sângele este mai proaspăt. Putem avea cancer anal, sângele este roșu, are dureri pacientul, se confundă des cu boala hemoroidală. Dar cancer anal avem destul de rar. Din fericire, acela este dur. Hemoroizii sunt moi. Cancerul rectal, iarăși, merge cu anumite fenomene, cu scaun tip de creion,
sânge roșu, dacă este rectul superior, avem și ușoare cheaguri. Deci depinde cât de mult stă sângele în colon, atunci avem cheaguri. Polipul sau cancerul de colon ascendent merge mai mult cu un sindrom de anemie de etiologie neprecizată, pentru că pierdere sângele în mod ocult. Deci pacientul nu vede sânge în scaun, dar ajunge să se anemieze. Pacientul este palid, are de obicei diaree, dacă apare o formațiune foarte mare, ajunge să devină constipat. Dar ceea ce este mai important sunt tulburările de tranzit. Deci când trebuie pacientul, sesizate de la trebuie început. Sesizate, dar acele tulburări trebuie să fie recente. Deci dacă un pacient de la 20 de ani și acum are 50 este constipat, absolut, este o situație normală. Dar dacă devine constipat de 2-3 luni, atunci obligatoriu să-și facă colonoscopie. Pot să apară și fenomene de ocluzie sau de suboclluzie când se depistează cancerul? Dacă colorectal este o formațiune mare, atunci poate apare direct ocluzie. Asta nu e o situație foarte, foarte bună. Pentru că înseamnă că și nici prognosticul nu este foarte bun. Operațiile în urgență nu sunt foarte favorabile. Pentru că atunci trebuie intervenit rapid, pacientul nu este curățit, da, și nu este pregătit. Nu este pregătit, peritonite și așa mai departe. Deci este mult mai bine să fie prevenit. Cum se pune diagnosticul? Corect, prin colonoscopie. Deci este singura metodă, practic, care... Momentan, da. Dacă, se face, dacă formațiunea este mare, atunci se poate vedea și la un examen ecografic, se poate vedea la un computer tomograf, la o rezonanță magnetică, dar ulterior, dacă se ridică suspiciunea, obligatoriu trebuie făcută endoscopie și biopsie. Pentru ca să vedem exact un examen histopatologic. Niciun chirurg nu poate opera fără să știe exact dacă este cancer sau nu. Deci este obligatoriu să știi ce este acolo, pentru că atunci altfel decolează, altfel scoate ganglionii din jur. Deci un examen histopatologic este obligatoriu. Doar dacă omul vine în urgență, în ocluzie, atunci se intră orb. Diagnosticul diferențial este un moment important în diagnostic? Adică ați amintit câteva boli cu care se poate confunda sau trebuie să ne gândim și la alte diagnostice? Dacă apar aceste simptome de care ați amintit? Dacă ne gândim numai la simptome, atunci avem sigur diagnostice diferențiale, trebuie să diferențiem de un intestin iritabil, pentru că n-are rost să trimitem la colonoscopie exact orice tânăr care are tulburări de tranzit, ba diaree, ba constipație. Am studenți care au tulburări de tranzit, sigur că da, vin speriați. În general, la vârste tinere nu prea apare cancerul de colon, de aceea screening-ul se face la 50 de ani. Am avut, din păcate, și la vârste tinere, dar rar, rar. Pe la 19-20 de ani, vreo 2-3 cazuri. Deci este ceva foarte, foarte rar. Apare de obicei la cei care au în familie cancer de colon. Care este evoluția acestei boli? Evoluția, dacă este depistată la timp, atunci este, prognosticul este foarte bun. Dacă nu se intervine chirurgical, atunci normal că apar metastazele. Deci apar metastaze, în primul rând, hepatice, pulmonare și, în final, pacientul decedează. Poate să ajungă până la perforații în cazul în care nu se intervine la timp și se depistează foarte târziu? Depinde, mai rar apare, dar poate să perforeze. Spuneați de peritonită și de problemele care apar dacă este depistată în urgență. Poate să perforeze în organele și să penetreze în organele din jur sau... Au fost cazuri în care a venit omul în ocluzie și chirurgul a intrat. Și atunci a trebuit să se intervină, da. A trebuit să se intervină, dar operațiile au fost lungi, de 5-6 ore, pentru că cancerul, într-adevăr, era penetrant în splină, de exemplu, a trebuit scoasă și splina. Poate să penetreze oriunde în organele din jur, depinde unde este localizat, într-adevăr. De unde până unde tratează gastroenterologul cancerul de colon, respectiv de unde până unde intervine chirurgul și oncologul? Noi putem trata doar cancerele polipii, deci polipii eu zic că sunt ai noștri, pentru că în general sunt ușor descos. Foarte, foarte rar dacă sunt niște polipi circulari, am avut odată unul circular din ăsta tubul ovilos, foarte, foarte mare. Dar foarte rar am trimis la chirurg, unul sau doi pacienți. În general, polipii se pot scoate endoscopic. Deci dacă este polip, este apanajul nostru și de asemenea dacă este un cancer incipient. Dar asta este de fapt tot un polip malignizat. Când avem un diagnostic deja de cancer, mai ales dacă anatomopatologul descrie că penetrează
mucoasa. Anatomopatologul este foarte avizat. Dacă scoți polipul, spune dacă este liber, dacă ceea ce ai scos este liber de celule atipice. Deci evaluează marginile polipului. Și dacă este liber, asta dă o siguranță până la urmă? Asta dă o siguranță, da, da. Dacă nu și dacă nu vede marginile, imediat atrage atenția. Și atunci pacientul trebuie îndrumat la chirurgie. În funcție de localizare, se poate interveni și prin laparoscopie, dacă vorbim de chirurgie? Da, chirurgii noștri au început să opereze laparoscopic. E sigur că da, este mult mai bine. Mult mai bine. Au început să facă operații laparoscopice și de rect inferior și de rect superior. Foarte multe noutăți, sau de la flexura splenică am văzut un caz. Sigur că la început probabil că este mai greu, este mai migălos, dar pentru pacient este foarte important să fie operat laparoscopic. Eu, de exemplu, văd că în momentul în care faci colonoscopia, dacă pacientul a fost tăiat de sus până jos, e foarte greu să mai faci o colonoscopie, pentru că este plin de aderențe. Este plin de aderențe, ale tulburări de tranzit, are foarte multe alte complicații. Dacă a fost operat laparoscopic, aproape că nu are nicio problemă și revine mult mai repede, totul merge mult mai bine. Ați spus de stadiul inițial, de stadiul incipient al cancerului de colon. În cât timp evoluează de la stadiul incipient până la o fază avansată un cancer colorectal, cu acele simptome de care ne-ați spus în zilele emisiune? Depinde de forma histopatologică. Deci depinde de forma histopatologică. E vorba de câteva luni sau poate să fie și de câțiva ani? De câțiva ani, probabil, de câțiva ani. Sigur se știe doar la polipii adenomatoși. S-a evaluat cam la 10 ani. De la polip la de cancer. De la polip la cancer, da. În ceea ce privește profilaxia cancerului colorectal, în ce constă profilaxia primară și în ce constă profilaxia secundară? Sau cine trebuie să facă această prevenție? Profilaxia primară ar trebui la nivel genetic făcută, dar practic aici noi nu avem cum să modificăm genele unui pacient. Și profilaxia primară este greu de făcut. Dar profilaxia secundară, adică screeningul, este ceea ce se poate face. Și cancerul de colon este una din tumorile care se pretează foarte bine la screening pentru că are o incidență mare, se cunoaște exact că apare din polip și de aceea costurile unui screening practic sunt amortizate de faptul că pe viitor scade foarte mult incidența acestei boli. Deci este unul din cancerele care se pretează poate cel mai bine la efectuarea screeningului. Și în Statele Unite, de exemplu, se face screeningul de colon, dar și acolo depinde de state. În statele bogate se face prin colonoscopie, statele care nu sunt atât de bogate se face prin testele de sângerare ocultă. Dar tot se face. Se face, se face. Asta dar a început cam peste tot, da. Să se facă. V-am întrebat de factorii de risc în timpul emisiunii. Aș vrea să vă întreb, din păcate, de foarte multe ori se folosesc aceste medicamente antiinflamatoare nesteroidiene de către pacienți pentru anumite afecțiuni. Pot reprezenta un factor de risc administrarea acestor medicamente pe termen lung în producerea? Nu, din contra, se vehiculează faptul că s-ar putea face o chemoprofilaxie cu aspirină, de exemplu, sau cu antiinflamatoare. Și sunt studii care au determinat faptul că pacienții care au aspirină, de exemplu, cardiaci, au incidență mai redusă a cancerului de colon. Deci atunci asta ar însemna o măsură de profilaxie? O măsură de profilaxie. Nu sunt iarăși foarte semnificativ statistice, dar se poate s-a demonstrat și acest aspect. Numai eu, ca și gastroenterolog, când aud de aspirină, prefer să atunci, mă recomand. Și mai ales pe termen lung, dacă se folosesc că anumite... Pentru avem atâtea hemoragii de la aspirină, că noi ne batem cu cardiologii. Deci este cu administrarea acestor medicamente este cu două tăișuri și este cu două trebuie tăișuri foarte și bine nu știu cântărită dacă administrarea. Rata de semnificativ merită să încerci să iei tot timpul aspirină. Sau anumite antiinflamatoare. Da. Și atunci ce poate să facă pacientul? Pe lângă faptul că se prezintă la o colonoscopie, măsurile de educație alimentară. Măsurile ar de educație alimentară importante. Să-și urmărească scaunul să aibă un tranzit regulat. Dacă are un tranzit regulat, nu este nicio problemă. La 50 de ani ar trebui făcută colonoscopia. Dacă nu, cel puțin un test de sângerare ocultă. Ar trebui obligatoriu făcut. Iar cei care au în familie
rude cu cancer de colon, aceea obligatoriu colonoscopia. Cu siguranță ați avut mai multe întâlniri cu gastroenterologii din România. Cum vedeți, la nivelul asociației, există posibilitate de începerea acestui screening pe un program național? La nivel de asociație de gastroenterologie, da, noi am luptat foarte mult pentru introducerea screeningului. Sigur că între noi au fost discuții dacă să facem colonoscopie sau testul de sângerare ocultă. Eu întotdeauna am zis colonoscopie, alții au zis sângerare, testul de sângerare, dar ideea este că toți vrem să începem screeningul. Practic, fiecare la locul lui de muncă face un fel de screening oportunistic. Deci când vorbim de screening, ar trebui să fie un screening la nivel național, în care toată lumea să știe, toată lumea să primească acasă la 50 de ani o scrisoare, vă rugăm să veniți să vă faceți colonoscopia. Asta ar fi un screening național. Totul ar trebui să fie pe gratis. Dar screeningul oportunistic înseamnă că fiecare dintre noi, cum vorbim noi în societatea de gastro, la locul lui de muncă să facă această profilaxie. Deci dacă scoți un polip, îi spui la pacient să-și trimită și rudele și copiii să-și facă colonoscopia. Încă o dată, pentru că acel polip în timp ar fi devenit cancer dacă el nu venea la timp. La toți pacienții care au rude să-și aducă copiii dacă el a avut cancer de colon. Deci, peste tot, noi încercăm oricum să avizăm populația și să facem un fel de educație sanitară și să tragem un semnal de alarmă, pentru că incidența cancerului de colon este în creștere, asta este. Și medicul de familie cum poate să ajute în acest sens? Sigur că poate să ajute foarte mult. De asemenea, dacă vine un pacient la el cu scrisoare medicală, cu cancer de colon, îl întreabă câți ani au copiii. Ok, atunci trimiteți-vă și copiii la o colonoscopie. Iar pentru persoanele sănătoase, dacă vor să-și facă... La 50 de ani, cel puțin, trebuie făcut o colonoscopie. Doamna profesor, ne oprim pentru ultima pauză de publicitate. După pauză revenim și continuăm discuția.